nu se uită Bob. Bob se uită, Bob, în fiecare zi se uită. Și să vezi ce o să se reproșeze când ești de aici. Da, asta nu e viața mea reală. Ba... Viața mea reală cu telefonul în mână. Viața mea reală e cu sticla. Unde e sticla? Unde e sticla mai de palincă? Mai spuneți așa, ba, că da, iar o să... Spun. Iar o să iasă material. Viața mea reală e cu sticla de palincă. Unde e sticla de palincă? Ce-mi faci tu, mami? Tu uite-mă. Încerc să o temperez și nu vreau să înțeleagă. Fix ce spuneam, să nu faci, tu faci. Zici că... Ai... Bob mi-a zis să mă cert. Ceartă-te, te cert, să te cert. Nu cred că ți-a spus. Nu ți-a zis să te cert. Nu ți-a zis să te cert. Nu ți-a spus. Și dacă v-a spus, nu mai spuneți aici. Mamă, deci pe bune. Uite ce nori sunt. Vorbesc degeaba. Andy, chiar nu am avut discuții înainte să intrăm în emisiune. Chiar nu mă interesează. Și am spus să nu spui anumite lucruri. Tu fix pe alea le-ai spus. Și? Dar toate. Și? Dacă omiteai un lucru, ziceam, uite, asta e omis. N-ai spus. Ai spus tot. Tot ce-mi trebuie. Tot ce? Toate prostiile. Toată lumea vorbește de familie. Nu. Ai spus fix ce nu trebuia. Ba, trebuia. În plus, ai mai băgat și de la tine. N-am băgat de la mine nimic. Dacă te mai porți așa, te vei face de râs foarte tare. Da. Păi da. Și cât îmi pasă? Deja ești bețivă, da, nu, văzută, bani. De lume. Dar nu contează cum o vede lumea, contează că stă cu noi și noi știm dar foarte bine ce se întâmplă aici. Adică Davide, nu e, cu noi tot timpul. După cum a fost materialul, tu ești văzută gen bețiva emisiunii. Cine a zis? Nu contează cine a zis, contează cum ești văzută. Nu contează cine a zis. Tu, dacă ești aici în casă, ai impresia că ești doar tu. Nu, uite-ți da. Cu berela, culoare. Da, mai sunt în spate e primar o echipă de filmare care ne urmăresc și ne monitorizează. Mulți rău, sunt foarte mulți. Și după sunt cu miile acasă. Te faci de râs dacă spui prostii. Cum lasă râde? Păi cum? Da, da, mai eu... râde de dumneavoastră, dar în primul rând o să râde de el și poate de dumneavoastră. De ce se râde de el? Tot ce ai spus până acum a fost în defavoarea mea. Nimic nu m-a ajutat din ce ai zis. Ce a fost în defavoarea mea? Din ce am văzut, ai spus numai... Tu faci viața ta, eu pa mea. Ce legătură are cu mine? Am venit împreună. Da, dumneavoastră. Păi, dar nu suntem împreună. E aceeași poveste ca la Ionuț. Că tu spui ceva, eu le încasez. Andy, și după... motiv. Și după băieții acumulează multe lucruri am și încep să, dea mine, fără motiv. Am avut motiv de a zice așa. Ai avut motiv, dar se acumulează tot. Aici orice spui se acumulează. Ni s-a alăturat și David. David care i-a tras un perdaf mamei. Ce te-a supărat, David? Tot spune. Ce spune mama. Mie nu-mi place. Ce să spun? Bine, dar tu de un exemplu. O știai pe mama. Păi nu o prea știam. Cum nu? Așa zice și, să știi că așa zice și mama despre tine, că ea te știe, David, de la până avea 18 ani, că după aceea ați plecat care încotro. Da. Exact. Ea la... te știe pe tine, băiatul ăla timid, cum erai copilul, adolescentul, dar na, acum ești și tu, bărbatul toată firea. Da, sunt 12-13 ani pe care mama nu îi știe și eu am evoluat. Și simți că faptul că mama are în minte copilul David și spune niște lucruri în emisiune, sunt în defavoarea ta aceste lucruri? Da. Sunt în defavoarea mea pentru că... Dă un exemplu. Ce exemplu? Oricare. Tot ce spui, mie nu-mi place. De tine ce spun sau nu, în general? Nu, cred că ar trebui să-mi placă mie ceea ce spui. Trebuie să consider că mă avantajează. Te refer la Lore. Dar tu, prin ceea ce faci, nu mă avantajează ce pe mine. Ce fac? Și faptul că mi-o impui pe Lore, îmi insiști foarte mult să fiu cu ea, pe mine nu mă avantajează, mai ales că sunt taur, știi că sunt încăpățânat și nu-mi place să fac ceea ce spune cineva. Și cu cât mă presez mai mult, cu atât mă îndepărtez mai mult de ea. Deci, cel mai bine ar fi să mă lași să iau singur decizii, că sunt destul de mare, nu mai sunt copilul de 18 ani, acum am 30 și știu ce am de făcut. Ok, faci ce vrei. Dar să nu-mi zici după aia. Să nu-mi zici după aia. Și o întrebare, doamna Mia, da. Pentru că ați spus că dumneavoastră faceți aici tot ce v-a spus Bob să faceți. Cine este Bob? Băiat al meu, unul din băieți. Fratele tău? Da. Este fratele meu, dar nu știu ce, dacă i-a spus sau nu știu ce au vorbit ei. Adică, nu Bob, cred că i-a spus Bob așa. Lucrează în televiziune? Nu. Nu, dar mai văzuse emisiuni, cred, dar eu n-am mai văzut. Eu sunt complet în afară de orice. Stați, ce v-a zis Bob să faceți? Atâta tot, să te cerți. A spus așa ceva? Da. Eu cred că mama nu a înțeles. Pentru că am ea înțeles, așa a zis. A venit din Grecia direct mama și nu era obișnuită cu lucruri de genul. Îmi pare rău, aici nu este despre asta. Nu știu dacă ați înțeles. Nu știu, dar el a mai văzut emisiuni gen... Nu ce a văzut, dar... Merge dacă mă cer. Eu am spus, eu nu pot să mă cer. Eu v-am taxat de fiecare dată.
când au fost am taxat, de fiecare dată când au fost oameni care s-au certat. Nu face bine. Asta i-am răspuns la băiat. Eu nu mă cer, că nici nu știu și nu-mi place. Mie nu-mi place să mă cer. Ce să mă cer? Dar ce am cu oamenii ăștia? Cu siguranță n-ai înțeles bine. Nu ți-a spus te cerți. Poate i-a spus fii atent, că acolo oamenii se mai ceartă. Poate i-a spus așa. Că trebuie să interacționeze cu ceilalți. Nu. Bun, eu zic așa, să uitați ce v-a zis Bob. Am uitat și să-l ascultați pe David. Că poate David, poate că ați făcut ceva sau ați spus ceva ce l-a determinat pe el să se simte inconfortabil față de ceilalți băieți, față de fete, față de celelalte mame sau față de ceea ce se vede acasă. De exemplu, atunci când a spus că sunt babe, mamele băieților, dar n-o dat tot, băieții pentru că mai au reproșat ceva. Mie. Da, dar n-o dat tot că mai zis ceva după aia, care n-o dat. Am zis din care mă includ și eu. Și s-a uitat urât la mine. Ia uite ce face maică-ta. Deci, altfel spus, David, atitudinea mamei cumva îi face pe cei din casă să se poarte într-un fel cu tine. Da, exact. Și nu e corect să te taxeze pe tine, cei din casă, pentru vorbele sau faptele mamei. Eu credeam pentru că ești vegan. Exact. Că așa am auzit că zicea veganul. Sunt mai multe motive, se adună mai multe și... Chiar și felul cum am vorbit despre Andra m-a dezavantajat. Eu aș fi vrut să o cunosc pe Andra mai bine și nu am avut ocazia din cauza că mama a spus ceva despre ea. S-a rezolvat cu Andra. Chiar dacă s-a rezolvat, ea ține minte și... Păi și eu țin minte. Ce-am da, uitat? Uite, poate ar trebui să mai aveți o discuție doar voi doi așa, să îi spui mamei exact ce te deranjează și poate mama ține cont de părerile tale și nu de ale lui Bob, că nu e aici Bob în emisiune. Doamna Mia, dacă vrea Bob în sezonul următor, e binevenit aici la emisiune. Are, prieten. E, atunci nu mai este binevenit, să rămână acasă. Da.